bună, dragilor! Plecam acasă de la muncă și mă gândeam să facem un fel de mini-life. Nu un life, că nu facem un life, că n-avem cum. Avem cum, dar mi-e cam teamă că poate dau cu telefonul jos, poate ce știu eu și n-are rost. Mai bine ne abținem. Vreau să zic că sunt înghețate geamurile, ceva de genul abureală și para-abureală. Și ce mai faceți voi? Bine, sănătoși și frumoși? Da, și eu bine, sănătoasă, sper. Și astăzi vreau să vă întreb ce vă motivează pe voi să vă dați jos după dimineața. Ce vă motivează să începeți o nouă zi cu mult optimism, cu multă bucurie, cu... Ce vă motivează pe voi? Aveți un motiv așa bine întemeiat care să vă dea un impuls de cum vă dați jos din pat? Aveți un de ce? Știi și ăla de ce? De ce aș vrea să fac eu ceva astăzi? Ceva ieșit din comun? De ce? Ai un de ce din ăla? Ne uităm după mașină acum. Și mașina aburită, și mașina dezburită, și mașinile vin, și mă vine că putem vorbi mai mult. Deci, aveți un de ce? De genul acela? Ar fi minunat să aveți, pentru că doar așa puteți realiza ceva frumos în viață. Vă puteți îndeplini niște vise. Vă puteți îndeplini visele pentru care vă treziți în fiecare dimineață și aveți așa un chef nebun de muncă, de a începe ziua, de poai. Și să vi se întâmple asta chiar dacă nu vă beți cafeaua. Vi se întâmplă? De obicei lumea înainte de a-și bea cafeaua are fața aia de eu am, recunosc. Dar dacă mi-aduc aminte de deceul meu, îmi vine zâmbetul pe față, chiar dacă n-am băut cafeaua. Și îmi zâmbește inima. Bă, vi se întâmplă? Coace, n-aș bai că bate soarele din spate. Vi se întâmplă asta? Ar fi frumos să vi se întâmple, să vedeți ce frumos e. Și dacă nu știți cum să vă îndepliniți visele care le aveți, asta e, dacă nu știți cum să vă realizați acele DC-uri pe care le aveți, dacă nu știți, nu aveți câteva întrebări, răspunsuri la întrebări, pardon, dacă nu le aveți, căutați-mă în privat și vă ajut să aflați mai multe. Vreți? Pe bune! Vă aștept în privat să stăm de vorbă și să discutăm. Ce ziceți? Să lămuriți niște DC-uri. De ce nu? Vă pot ajuta dacă vreți. Eu iubesc melodia asta, voi? Da. Ar trebui să o iubiți și voi. E faină. Tare. Deci, aștept în privat să stăm de vorbă. Și, de ce nu, astăzi, ce faceți astăzi? Astăzi fiind miercuri de la ora 5 și nu numai astăzi, în fiecare miercuri de la ora 5, vă aștept la o prezentare de business pe care o voi susține, da, și vă aștept cu mare drag să fiți alături de mine. Hai să ascultăm muzica și vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Vă urez o zi frumoasă, așa de dimineață, o muzică bună. Oh my God. Da, 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 da.
Păcesc. O zi frumoasă, sănătate multă, am uitat, vă zic.